Campania de prevenire și combaterea violenței în familie e căminul nostru, nu un ring de box, inițiată de Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș, s-a încheiat. Ultimul mesaj transmis de polițiști s-a adresat agresorilor pentru că, din păcate, traversăm o perioadă în care frecvent oamenii încearcă să-și rezolve problemele prin comportamente violente. Oamenii legii au precizat că aceste comportamente agresive doar accentuează problemele și neînțelegerile dintre oameni. Dacă mizează pe faptul că, inspirând frică, celălalt se va comporta cum dorim noi, se înșală. La un moment dat, legăturile vor degenera. Soluția este comunicarea, iar dacă prin comunicare nu putem ajunge la un consens, înțelept este să facem doi pași în spate și să ieșim din starea conflictuală. Sunt războaie pe care este mai bine să le pierdem. Sub imperiul furiei nu putem aprecia forța cu care lovim. Astfel, fără să vrem, putem să-l rănim grav pe celălalt, putem să-i punem viața în primejdie sau chiar să-i ocurmăm. Polițiștii sfătuiesc pe agresori să-și conștientizeze reacțiile agresive, să solicite sprijin de specialitate pentru a reuși să-și gestioneze furia. Acest lucru îi va ajuta să relaționeze mai bine cu ceilalți, iar dacă o relație nu funcționează, e mai bine să plece de bunăvoie, pentru că prin violență nu vor îmbunătăți situația, au precizat reprezentanții IPJ Maramureș. Pentru că sunt și cazuri în care părinții își agresează copiii, aceștia trebuie să înțeleagă că educația nu se face prin forță și prin frică. Agresorii trebuie să știe că violența în familie este infracțiune și se pedepsește. Amenințarea, conform codului penal, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală. Hărțuirea se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 6 luni. Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar dacă victima are nevoie de cel mult 90 de zile de îngrijiri medicale, fapta se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Omorul se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani. Pedepsele se majorează cu o pătrime dacă faptele sunt comise asupra unui membru al familiei.